Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită la o ediție specială a emisiunii Oameni care mișcă România. Nici nu m-aș fi gândit să întâlnesc o persoană care să întruchipeze atât de fericit ideea emisiunii mele. Este vorba despre președinta Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, doamna Adi Croitoru. Bună seara și bine ați revenit la Radio România Actualități! În primul rând, vreau să vă spun așa. Numele emisiunii dumneavoastră m-a făcut să alerg spre discuție. E mai mult decât onorant pentru mine să particip la o emisiune care se numește Oameni care mișcă România. E nevoie de foarte mulți oameni care să miște România, dar în același timp vreau să vă spun că sunt foarte mulți oameni care să miște România. Mai că, din păcate, nu au ajuns la locul potrivit, unde pot să facă lucruri astfel încât alături de ei să vină și alți oameni, și alți oameni, și alți oameni, și la un moment dat să le și iasă. Să, să, să ne da, și iasă. Da. Să ne și iasă bine, să spuneți. Să ne și iasă tuturora. Da. Mă întreb retoric, cum se întreabă toată lumea. De ce o nouă agenție? Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și de ce este atât de importantă? Pentru că eu știu, ați deblocat 52 de programe. mari de infrastructură mare. Pe când se stă pe cât un program an de zile și nu se întâmplă nimic, o femeie conduce 180 de oameni, parcă cât aveți în Da. Schemă? Prin lege avem 490, dar din D păcate bugetul așa ne-a permis doar 180, de oameni, 180, da. care a deblocat 52, cel puțin de 52 de Proiecte de infrastructură mare, 10 proiecte CFR, nu? Da. Ați făcut și curățenia pământului? Da. da. Cum se poate? De unde ați învățat cultul muncii, în primul rând? Și cum ați ales oamenii? Da. Păi, în primul rând, se poate foarte simplu. În, uh, și o să fac o mică paranteză, rog, începând cu de ce o nouă agenție. De ce o nouă, și și nouă de agenție. Ce a apărut. Păi, agenția asta trebuia să apară în 2007. Atunci când România și-a asumat aderarea la Uniunea Europeană, statul, statul român, trebuia să-și administreze un sfert din teritoriu. Pentru că noi, iată, ne-am uh, asumat să protejăm, din punct de vedere al biodiversității, un sfert din România. Atunci, în 2007, dar am uitat să ne și asumăm rolul de protectori. Și ca un stat nebun ce am fost, și îmi permit eu acum să spun lucrul ăsta, am pus povara administrării pe umerii unor entități private a unor ONG-uri. Dacă îmi permiteți să, să vă întrerup, trebuie să adaug că dumneavoastră ați readus statului 23% din teritoriul da? național. Așa este. Cu cei 180 de oameni. Da. Deci în 2007, printr-un program al Băncii Mondiale, s-a înființat această instituție, Agenția Națională de Arii Protejate, dar care, din păcate, a funcționat doar două luni, după care a fost desființată. Acum n-aș putea eu să vă spun ce s-a întâmplat, de ce au înființat și apoi au desființat și de ce apoi au dat această administrare ONG-urilor. Și eu vreau să subliniez un lucru pentru toată lumea care ne ascultă. ONG-urile au dat avize de mediu, adică în momentul în care oricine din țara asta se afla într-o arie naturală protejată și urma să obțină un act de reglementare de la Agenția de Mediu, avea nevoie de un aviz pe care îl emita un ONG. Deci un aviz administrativ. Sigur că da. Avizul fiind un act administrativ. Ori nicăieri în Europa și nicăieri în lume, un stat nu a funcționat așa. De asta nimeni nu are, nimeni că -are nimic a fost cu ONG-urile. Absolut, asta vreau uh, să subliniez în continuare. că uh, Și de asta spun că în mod nedrept a fost pusă această povară pe umerii ONG-urilor mai mult decât atât, ONG-urile pot veni alături de instituție în, parteneriate în toate tipurile de parteneriate pentru a ajuta, pentru a își aduce plusul de cunoaștere și dragostea de natură în toate tipurile de proiecte. Dar nu poți spune tu, ONG-ul se emită un act administrativ. Este total greșit și de asta am spus că în 2007 un stat nebun a reușit să facă acest exotism până la urmă, pentru că nu există, repet, în Europa și nu există în lume. E, în 2018, când am reușit să aducem la stat un sfert din țara asta, din punct de vedere al administrării, a fost așa un travaliu foarte mare, să știți. Travaliu care nu s-a terminat nici acum. Pentru că atunci când vrei să faci niște lucruri altfel decât au fost făcute 11 ani în urmă. Sigur că da, toată Munca lumea nu se găsește... niciodată. sigur că da, și toată lumea spune, dar ce interes există, dar ce se întâmplă acolo? Da, știți, vă întrerup, uh, când faci un lucru bun și drept, a început să se întrebe lumea, dar ce interes exact, ai? Exact, exact. Și vreau să profit de faptul că sunt la dumneavoastră în emisiune și să spun, da, un mare interes un foarte mare interes ca statul să-și administreze, în sfârșit, un sfert din teritoriu și statul să-și deblocheze toate proiectele rămase în urmă, astfel încât să ne așezăm și noi pe un mic făgaș al normalității. Și dădeam eu exemplu aici, în același siaș cu ce spuneam că am fost oarecum exotici, Uh, hidroelectrica, Răstolnița, păi statul a reușit să facă 90% din această hidrocentrală, după care tot statul a venit și a făcut acolo arie protejată și a dat -o în administrare unui ONG. Păi ONG-ul a zis stop joc, dezastru ecologic, nu mai poate funcționa construcția în continuare. Și atunci ce facem? Și atunci ce facem? Facem ce am făcut? Adică am lăsat acest obiectiv strategic. Strategic. Da? Acest obiectiv care stau să mă gândesc oare și profit să întreb ascultătorii dumneavoastră, ar fi fost bine să funcționeze această acum. hidrocentrală acum? Acum. Da? Pe eu acesta, cred că ar fi pe fost penurie. Bine, pe această penurie. Și am venit în 2018 cu această instituție care a deblocat această situație și acum hidroelectrica își continuă construcția și sper că vor reuși, Doamne ajută, să finalizeze acest obiectiv. Dar din 2007 până în 2018, 11 ani, acest fost obiectiv strategic a stat pe loc. A stagnat. Da, a stagnat. Și vreau să vă mai dau și alte patru exemple de hidrocentrale de la noi din țară, care eu vin și repet, am fost noi în cum nici nu știu cum să numesc normali, nenormali, când facem mari protejate peste obiective de interes strategic ale țării și le dăm în administrare unor ONG-uri. Nu cred că a fost o hotărâre tocmai în o ordine, decizie, o decizie. decizie corectă. Mai mult decât atât, facem noi arii protejate peste toate autostrăzile pe care noi stat urmează să le facem în viitorul nostru. Noi știm pe unde trece autostrada și tocmai pentru că știm pe unde trece, vine și venim și punem niște arii protejate acolo. Ori asta a fost, o, din punctul meu de vedere, o aberație, pentru că același plus de biodiversitate ca în alte state care au uh, aceleași asumări în a respecta directiva păsări și directiva habitate, da? puteau fi puse mai la stânga, Sama mai la, la dreapta, dreapta, fără să încurcăm și fără să ajungem, iată, la acele 52 de proiecte blocate, de care dumneavoastră ați spus. Și pe care, pe care dumneavoastră cu agenția și cu colegii dumneavoastră le-ați deblocat pentru a debloca infrastructura mare a României. Da. De asta am și început și v-am spus că n-am făcut niciun fel de minune, doar că am fost omul care Pot să spun potrivit, întrucât m-am ocupat de tot ce înseamnă mediu în cariera mea, începând de la Agenția Locală de Mediu, Agenție Regională, Minister, funcția de director la Biodiversitate în Minister, după care am devenit președinte, fără să... Uh, nu știu, să fac așa un hocus pocus politic. Da, A da, fost da, da. un funcționar care a crescut etapă cu etapă, și în momentul în care, în 2018, iată, a vrut să-și dea măsura mai departe, am venit aici președinte împreună cu o echipă de oameni. Pentru că de aia spuneam, omul nu poate, oricât de specialist ar fi, să facă lucruri singur dacă nu are în jur o echipă de cei mai buni specialiști. Și vreau să vă spun că eu mi-întreb colegii de multe ori pentru că sunt lucruri pe care ei le știu mai bine decât mine unele sunt dintre ele. Sigur că da. Acela sigur îngust. că da. Și este o plăcere dacă ne ați vedea cum uh, cu ghilimele ne certăm pe anumite subiecte și generăm de acolo niște lucruri care într-adevăr vin să rezolve o situație complicată. Și iată că așa am reușit să uh, deblocăm aceste proiecte, și iată că așa am reușit și eu o zic cu mândrie. Pentru păi munca da, noastră de câțiva mândri. oameni am adus 15 miliarde de euro la bugetul statului român pe tot ce înseamnă proiecte de infrastructură mare, într-adevăr, autostrăzi, drumuri expres, ferate, Eu sunt mândră de colegii mei și de mine că am reușit, cu munculița noastră, cum zic eu, să aducem banii ăștia. Mai mult decât atât, eu vreau să uh, vă spun că eu zic că ne-am dat cumva măsura că facem lucrurile bine. În momentul de față, la Comisia Europeană, Jaspersu, iar Jaspersu este un organism intermediar între comisie și statele membre, dă România model de succes, au luat studiu de caz țara noastră pentru felul cum am reușit să abordăm situațiile complicate de deblocare. Iată că și, se poate. Da, și pentru modelul pe care noi l-am propus și l-am agreat cu Comisia Europeană. Iar acum faptul că România este dată exemplu celorlalte state ne face să fim foarte mândri de noi și în să zicem în condițiile în care noi suntem la multe capitole cu ada da, clasamentului. Da. Uh, repet, suntem mândri și zicem, iată frate, misiunea noastră a fost îndeplinită. Adică am pornit foarte complicat cu instituția. Am mers de două ori la Curtea Constituțională, unde am reprezentat. Eu nu am cunoștințe juridice, sunt inginer de felul meu și am, mă rog, următoarele etape, evident, protecția mediului, ale studiilor mele, dar am reușit să deblocăm de la Curtea Constituțională că noi ne-am luptat noi cu noi, așa, într-un război român-român. Am terminat acest război, și iată cu colegii mei care, repet, sunt oamenii potriviți, la locul potrivit, am reușit să devenim cei mai buni la nivel de Comisie Europeană. Și asta vă spun că ne umple sufletul de bucurie. Exact. Atunci când Jasperu spune România, studiu de caz, noi suntem mândri de ce am făcut mai. Cum i-ați selectat? Păi n-a fost greu să-i selectez deloc, pentru că eu, lucrând de foarte mult timp în mediu, mi-am adus colegii, în primul rând, prin transfer, o mare parte, cum zic eu, am deci adus. Nu știați, sigur. Știați. dinozaurii care cu asta se ocupă. Dinosaurii. Uh, da, gilimele. cu cimele, da, da. Dinozaurii cu care, de-a lungul timpului, am făcut legislația de mediu, am făcut fel de fel de tipuri veterani. de proiecte veterani. Eu le zic dinozauri, da, da. mă rog, e mai frumos, mai veterani. Frumos. Uh, o parte dintre ei, repet, am luat prin transfer, o parte dintre ei, din păcate. Conducătorii de la vremea respectivă Nu le-au semnat transferul Și pe această cale, dacă le mulțumesc Că au avut curaj să vină în această aventură Și-au dat demisia și-au venit și-au dat examen Pentru că Exa Au crezut în, în proiectul da, dumneavoastră da, Și da, în dumneavoastră Da, da, da. Iar o parte dintre colegi, am scos la concurs 200 de posturi și să știți că nimeni nu credea, Aoleu, acum, acum, tot încercau fel de fel de tertipuri despre care n-are rost să vorbesc, Să mai vorbim. N-are rost să mai vorbim, dar au venit pe bune 200 de tineri la concurs, care au dat examen, s-au selectat dintre ei și dintre aceștia 50... Au venit și sunt crescuți de noi în continuare. Și i-am crescut în acești trei ani cu dragoste de mediu, cu dragoste de natură. Și cu dragoste uh, de muncă. Cu dragoste de muncă. Că și munca asta, vedeți, eu le spun de multe ori că dacă nu ai o conștiința muncii, nu faci lucrurile așa nu, cum nu, trebuie, nu. dar în același timp. Eu, prin tot ceea ce fac, prin managementul meu institu instituțional, încerc să-i fac pe oameni să vină cu drag la muncă și atunci le creez un mediu, că noi suntem o instituție mai altfel, prin care oamenii își fac treaba de dimineață până seara, sâmbătă, duminică, dar nu, sunt, nu se consideră că o fac așa ca pe o chestie foarte grea. O fac pentru că, iată, își dau măsura și le place. Păi dacă nu ceea le place, ce fac, dacă da? nu le place, nici atunci, nu le iese. Da, da, de asta nici nu le iese lucrurile. Și tot că sunt la dumneavoastră, vreau să le mulțumesc unor colegi care de multe ori au dormit bine și cu mine în birou, în saj de dormit, pentru că trebuia să livrăm către Comisia Europeană, Europeană cu, termene, cu fixe. termene fixe și, de regulă, termenele ne anunțau la ora 3, că să știți că oamenii ne-au văzut că suntem serioși, ne-au anunțat la orele 15 pentru a doua zi la 7 să facem niște modificări majore, și atunci, dacă n-am fi făcut asta, nu aveam cum să reușim. Și chiar mă bucur că mi-ați dat acest prilej să mulțumesc tuturor colegilor care s-au zbătut. Spuneți-mi ce urmează! Da, o să vă spun imediat ce urmează, pentru că urmează un lucru foarte bun și sunt convinsă că o să vă placă dumneavoastră și celor care ne ascultă. Noi, pe lângă activitățile curente pe care le facem și ne chinuim să le facem bine, ca să zic așa, am gândit în viitorul foarte apropiat, de fapt am gândit în prezent și în prezent ne dorim să se întâmple, nu neapărat în viitor, un proiect numit Produs în Arie Protejată. Noi avem în administrare un sfert din țara asta. Un sfert, da. În sfertul ăsta de țară se întâmplă cele mai minunate lucruri din punct de vedere al produselor. Adică omul care produce miere, care produce sucuri, care produce compoturi, care produce fel de fel de chestiuni de la brânză, cașcaval, dar nu numai chestiuni alimentare, printr o simplă solicitare și nu îl costă nimic se adresează instituției noastre, iar noi venim și dăm un brand, am adus aici ca să vă prezint, de produs în arie protejată, brand pe care noi l-am înregistrat la OSIM și uh, producătorul respectiv vine și îl pune pe produs, indiferent că este ecologic, că e neecologic, el vine cu acest brand de produs din arie protejată, astfel încât noi sperăm, având uh, cât, mai mult astfel de, cât mai mulți oameni care se adresează nouă, să reușim să-i facem să-și ducă produsul și pe raft. Și o să vă explic cum. Având această deschidere la Comisia Europeană, noi putem să reușim să ducem către Europa toate aceste tipuri de produse, să facem tot felul de expoziții, de târguri, prin care oamenii își prezintă produsul, dar în același timp noi ne dorim să facem un fel de magazin virtual în care omul și-l prezintă la noi la instituție iar de acolo să ne ocupăm să-l ducem pe raft repet, pe nu-l costă nimic nu-l costă nimic a fost tot așa conceptul nostru al colegilor și cu mine că noi suntem o mână de oameni care gândim în permanență cum putem să venim către comunitățile locale către producătorii care iată sunt supuși din ce în ce mai multor restricții, și din ce în ce produsul nostru se pierde. Dispare. Ori dispare. Și atunci tot ce se produce în are protejată, fie că acolo se face procesarea, fie că acolo uh, se uh, crește propriu-zis uh, uh, fructul respectiv sau se află. La anul de floarea soarelui, unde merge albina, sau se întâmplă produsul non-alimentar despre care, dacă o să-mi permiteți, o să vă da. spun mai departe: să-i facem foarte vizibili, foarte vizibili, și să ieșim, repet. Pe rafturile noastre cu acest produs, dar eu vreau să-l duc către Europa. Și avem acest instrument și putem să facem acest lucru. Doar că trebuie să ajungem la sufletul producătorului, doar că trebuie să ajungem ca omul să înțeleagă că nu vrem să-l păcălim, că nu vrem să-l fiscalizăm în plus, că nu vrem să-l luăm taxe, că este bine pentru, pentru el. el. Pentru că eu am avut această și uh, în momentul în care uh, ne-am gândit și am început uh, lansarea. Am avut discuții cu oameni care se uită sceptic și se gândesc că iată. Pentru că au fost păcăliți o nouă de multe ori. Exact. Și atunci de asta vă mulțumesc și profit de faptul că sunt aici la dumneavoastră, tocmai pentru a ajunge cumva la sufletul oamenilor și le spune oameni buni, nu vrem să vă păcălim. Vrem să vă ajutăm pe voi, ajutându-vă pe voi ne ajutăm și pe noi, și cu ocazia asta ne ridicăm un pic. Și iată, mișcăm un pic lucrurile. Mișcăm da, România. Da, da, da. România se mișcă din lucruri foarte mici, să știți. Din lucruri mici da, se mișcă, da, da. Da, Nu din lucruri mari. Și aici am venit cu certificatul de înregistrare a mărcii, ca să vă arăt că nu păcălesc pe nimeni, că că da, 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 da. Și am scos lista de produse, de servicii, pe care noi putem să o branduim. Și avem aici toate tipurile de uh, produse alimentare, de toate felurile, începând cu carne, pește, păsări, extract de carne, fructe, legume, uh, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt, uh, uleiuri și grăsimi uh, alimentare. Uh, dar uh, vreau să subliniez cumva că în acest. Uh, brand, se poate încadra tot ce înseamnă textil, tot ce înseamnă uh, port popular care este realizat. Atât, într de, frumos, da, atât, atât de frumos, de frumos, olărit. Da, olăritul. Da, și aceste lucruri, nu știu, cumva au fost lăsate într-un cont de umbră. De izbeliște. Uh, să nu spun știu eu. de ce nu ne batem pentru treaba asta. Da. Și tocmai de ne-a venit ideea cu produs în arie protejată, da. că atunci când reușim și promovăm, totuși pentru noi e mult, un sfert din țară și produsul dintr-un sfert din țară, iată că suntem ca un proiect pilot. Și venim și le arătăm lumii, iată cu ce ne ocupăm. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Nici Comisia asta Europeană nu e un babau. Atunci când ne-am așezat la masă și am nu negociat... Se vede, se vede. Da, Au zis, ok, așa este. Dacă vă faceți cinstit și da, corect da, treaba, da, da, așa iată este. că și premiază. Da, 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 da. Spuneți-mi, mai aduceți oameni? de -aia eu îmi doresc să ajungem confort legii până la 490 de oameni, că așa scrie în lege. Noi în momentul în care am făcut uh, legea prin care am și stabilit numărul de persoane, nu am făcut-o întâmplător după ureche, am făcut-o pe baza unor matrice de calcul, care iată au arătat minimul de oameni care trebuie să muncească, sunt 490. Deci uh, personalul dumneavoastră e supraîncărcat. Da. Da, supraîncărcat. trebuie să aducem oameni, dar trebuie să... Depășim niște stagii bugetare, după cum știți după dumneavoastră, cum știm, da, că se întâmplă. Da, da, da e obligatoriu. Da. Chiar curta de conturi am avut un audit și au spus că trebuie să creștem capacitatea administrativă prin uh, faptul că trebuie să angajăm oameni. Alte proiecte dacă mai aveți, alte gânduri dacă mai aveți? Păi, uh, toate gândurile noastre acum sunt legate de faptul că uh, urmarea acestor blocări de la Comisia Europeană Comisia uh, ne-a, nici nu știu cum să spun, ne-a lăsat, a acceptat, a asta acceptat, este mai corect da, da. termenul, uh, ca pentru toate proiectele de infrastructură mare, mare. care traversează arii naturale protejate și nu au instrumentul primar numit plan de management, uh, să uh, se deschidă un col la Ministerul Fondurilor unde noi am scris 18 cereri de finanțare. Noi, ca instituție, nu ne-am luat consultant, că ne-am gândit că știm să scriem noi. Nu se poate. Ba da, ba da, ba da. Le-am depus și am semnat contractele. Și ca atare am câștigat 90 de milioane de euro. Care... Instituția noastră? Da, da, noi. 18 cereri? Da. Da. Și vreau să vă și spun că nu e niciun secret, tocmai că vreau să fie foarte transparent, transparentă modalitatea de cheltuire, cheltuire acestor a acestor bani. bani da. Astăzi, colegii mei vor publica, atât pe site, cât și în seap, cât și în ziar, faptul că noi vrem să facem consultare de piață. Și ca atare, vom o vom face evident online pentru că asta e este din lumea care, din păcate în care trăim. Da, cu tot ce înseamnă mediul universitar, instituții care se ocupă cu protecția mediului, ONG-uri, toți cei care cunosc acest domeniu, le vom prezenta exact cum vrem noi să facem drafturile de caiete de sarcini lumea ne va spune, vom discuta, după care... Totul, vom foarte, încete, transparent, exact, exact, totul, totul foarte, foarte transparent. Exact, totul foarte transparent. După care vom face aceste licitații și iată, vom uh, avea planuri de management pentru toate arile, care, repet, sunt traversate de proiecte de infrastructură mare, bănuți pe care noi i am câștigat 90 de milioane de euro. M-ați lăsat ora Da, i-am câștigat. Uh -huh. Auziți, câte ore are ziua dumneavoastră de muncă? Gata, am înțeles Eu pot să spun un lucru Dacă ne-ar și lăsa lumea în pace să ne facem treaba Nici n-ar conta cât muncim Am înțeles Da Spuneți-mi și mie, de la cine ați moștenit cultul ăsta al muncii? Uh. Mi-a spus o întrebare care Una din întrebările la care să știți chiar mi-e greu să răspund De ce? Și vă spun de ce De ce? Pentru că uh, cultul muncii l-am moștenit, în primul rând, în familie, da. uh, dar și din perioada atunci a însemnat educație a mea, care s-a întâmplat înainte de 1990. Da. De asta v-am spus că mi-este greu să răspund. Păi da, sunt și mândră, ca și noi, dar și eu sunt mândră. Sigur sunt mândră de lucrul ăsta, dar v zis că mi-e greu așa ca și interpretare, da. Oameni toți buni. am trăit uh, Sigur că da, cultul muncii S-a întâmplat atunci când trebuia să muncim Când învățam că dacă muncești, ai Când învățam că trebuie să fim cinstiți Și trebuie să muncim cinstit Și probabil că găsească niște chestiuni Care s-au așezat, s-au așezat, s-au așezat Și nu putem ieși din Care modelul educație? dumneavoastră în viață? Care a fost modelul dumneavoastră în viață? Toți am avut un model Toți avem un model Da am avut mai multe modele, să știți. Și în continuare am mai multe modele. Le păstrați pentru dumneavoastră. Da, dacă îmi permite să mă lăs și să da. mă lăsați să le păstrez pentru mine, ar fi bine, deși da. nu e niciun fel de secret. Nu e niciun fel de secret. O ultimă întrebare. Sau un ultim, da, o ultimă întrebare. Ce mesaj ați trimite ca femeie puternică ascultătorilor postului de Radio România Actualității? Da, în primul rând, eu vă mulțumesc că mă considerați o femeie puternică, nu știu dacă sunt o femeie sunt puternică. Azi. Mulțumesc mult, asta am dă și mie aripi, dar aș transmite următorul mesaj. Oameni buni nu vă temeți că atunci când munciți și chiar dacă sunt puse bariere peste bariere în calea dumneavoastră, și una câte una, la final vă atingeți celul. Adică nu vă speriați de greutăți. Și încă un lucru. De fiecare dată când cineva uh, s-a, uh, mă rog, revoltat, ca să zic, cu ghilimele și uh, a sărit cumva cu picioarele și nu spun lucruri inexacte exact. și neadevărate pe instituție și pe mine și pe colegii mei, mi-am dat seama că fac un lucru bun. Și Așa ca e. atare, băteți-vă cu toți. Că, și nu... mergeți mai departe. Exact, și mergeți mai departe. Doamna Adi Croitoru, eu vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru țara asta. Mm. O spun cu gura plină, cum se spune. Vă mulțumesc că ați participat la această emisiune și mi-aș dori ca multă lume să fie ca dumneavoastră, ca țara asta să meargă înainte cu adevărat. Să mișcați lucrurile așa cum trebuie să fie țara asta și cum ar trebui să fie țara asta. Și eu vă mulțumesc mult de tot că... -mi... M-ați invitat la emisiune și mulțumesc pentru timpul pe care l-am petrecut împreună. Și vă spuneam la început că sunt emoționată pentru că, iată, unul din modelele mele este dumneavoastră, doamna Ruxandra Seraru. Am vrut să spun așa pe finalul emisiunii, și de foarte mult timp vă urmăresc și. Nici nu știu cum să vă spun. Sunteți modelul meu, un model de femeie puternică și deșteaptă. Mulțumesc frumos, de tot, doamnelor și domnilor. Aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Oameni care mișcă România. A fost doamna președintă Agenției Naționale pentru Arii Protejate, doamna Adi Croitoru, o femeie care crede că România trebuie și poate să meargă mai departe.